găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancien. Invitatul nostru de astăzi este psihoterapeut. Bine v-am găsit! Bună ziua! Și așa cum v-am obișnuit, discutăm și despre problemele sufletului, nu doar despre cele ale corpului. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru că tema aleasă pentru ziua de astăzi este cea a problemelor din copilărie. Cam care sunt problemele din copilărie care se răsfrâng asupra adultului? O serie de experiențe prin care trecem ca și copii, ca și adolescenți pot să ne marcheze într-un anumit fel. Dacă ne gândim că, nu știu, ne naștem ca niște copii complet dependenți de părinții noștri, complet neputincioși, inevitabil mediul în care trăim, experiențele care ne înconjoară o să ne influențeze într-un anumit fel. Printre cele mai traumatizante, ca să spun așa, experiențe asupra unui copil sunt, bineînțeles, cele legate de abuz, abuz fizic, abuz sexual, abuz emoțional, dar și, nu știu, instabilitatea pe care un copil o poate resimți în familie, conflictele frecvente din familie, da? Neglijarea în anumite situații sau uneori un lucru pe care nu întotdeauna îl vedem ca și o formă de abuz sau ca și pe o traumă, lipsa totală de limite, lipsa de îndrumare, de ghidaj. Iar parentingul modern scoate tot mai mult dintre limite. Cred că uneori e înțeles greșit parentingul, în sensul că nu înseamnă neapărat să nu mai pui limite, înseamnă să acorzi copilului libertate de exprimare, de manifestare, dar în același timp de a-l ajuta să înțeleagă anumite limite realiste, de a-l ajuta să înțeleagă perspectiva celorlalți, fără însă a le impune, nu știu, cu duritate, ci a încerca să-l ajut să înțeleagă care sunt limitele, să fii consecvent, să înțeleagă ce e important, dar în același timp nici de a nu-l constrânge, de a nu-l rigidiza în anumite tipare. Foarte mulți din adulții de vârsta noastră dau vina pe părinți pentru anumite sentimente pe care le au, pentru anumite trăiri sau frustrări. Cum se pot rezolva acestea? Aici, la partea de dat vina, e așa foarte sensibil terenul. E important să înțelegem în ce fel ne-au influențat, care a fost impactul asupra noastră a acestor experiențe. În unele situații să înțelegem că părinții au greșit și toți părinții probabil la un moment dat vor greși mai mult sau mai puțin. Bineînțeles, când vorbim de abuz fizic, sexual, nu mai e scuzabil și e ok să dăm vina, da, parțial. Dar e important și să conștientizăm că de la un punct încolo ajungem într-o situație în care noi decidem. În care noi decidem dacă mergem în continuare pe aceeași direcție, în care perpetuăm aceleași pattern-uri, același mod de a trăi, de a gândi, care într-o perioadă ne-a ajutat să ne adaptăm la mediul în care am trăit, dar acum nu mai e util, nu mai funcționează, ne face să avem relații disfuncționale, ne face să nu mai putem fi fericiți, ne face poate să nu știm cine suntem sau ce ne dorim. Și în situațiile astea e important să cerem puțin sprijin, pentru că foarte des avem tendința să vedem lucrurile destul de rigid, doar într-o anumită direcție, iar cerând ajutorul cuiva specializat, reușești să-ți deschizi cumva plaja de opțiuni, să vezi că se poate și altfel, că poți acționa, poți gândi diferit, că poți reacționa diferit la oamenii cu care relaționezi. De obicei, pacienții sau clienții dumneavoastră ajung în cabinet atunci când au o problemă acută sau vin și preventiv din proprie inițiativă pentru a vedea cum se pot ajuta pe ei însuși cu ajutorul dumneavoastră? Foarte des persoanele vin când au o problemă acută, da, spune 75% din cazuri, da, vin când au o problemă acută pentru că suntem obișnuiți, merge și așa, da, dacă nu arde nimic, e în regulă, da. Vin cu o problemă acută și de multe ori, după ce rezolv acea problemă acută, își dau seama că de fapt acea problemă poate să aibă rădăcini puțin mai adânci și uneori acea problemă acută n-a făcut decât să scoată la iveală toate problemele de dedesubt, da? Pentru că un lucru pe care l-am observat e că foarte des anxietatea, depresia au la bază oarecum, nu știu, un mod
greșit de a ne trăi viața. Faptul că foarte multă vreme am încercat să fim într-un anumit fel, să facem lucrurile într-un anumit fel, care la un moment dat nu mai funcționează. Devine atât de epuizant, atât de solicitant, încât la un moment dat apare, nu știu, o problemă de anxietate, o problemă de dispoziție, da, o depresie. Și atunci suntem obligați să ne oprim, da? Suntem acolo la fund și e nevoie să ne oprim și să stăm să reevaluăm felul în care ne trăim viața, felul în care gândim, felul în care ne raportăm la noi înșine. Și de asta e util oarecum, chiar dacă vii pentru o problemă acută, să vezi dacă are și ceva de desubt. În general, ce așteptări au clienții dumneavoastră când vin? Vor să le rezolvați problema? Majoritatea își doresc oarecum să își rezolve problema. Asta e un lucru pe care îl clarificăm de obicei la prima întâlnire. Sunt și persoane care vin și îmi spun, gata, spune-mi cum mă ajut și ce trebuie să fac. Și, da? Dar asta e un lucru pe care îl clarific, faptul că ei își vor rezolva problema. Rolul meu e să îi ghidez, să-i ajut să înțeleagă, să-i ajut să vadă ce pot face diferit, dar nu să rezolv problema. Atunci când le spuneți că poate ar trebui să vă întoarceți împreună în trecut pentru a vedea care au fost problemele de atunci, pentru a le rezolva pe cele din prezent, ce spun? Sunt reticenți sau conștientizează în general? Depinde. Sunt persoane care deja, dacă au stat și au făcut un proces așa scurt de autocunoaștere, își dau seama că anumite lucruri n-au fost tocmai în regulă. Și de foarte multe ori lucrul ăsta vine foarte natural, da? Raportându-ne, nu știu, la problema de acum și uitându-ne în trecut, în situații în care ai trăit ceva care poate fi relevant pentru ceea ce trăiești acum, îți dai seama de acele rădăcini. Uneori există și reticența asta, da, uite, am trecut prin lucrurile astea, nu vreau să vorbesc despre ele, vreau acum, aici. Și da, în unele situații se pot rezolva problemele de aici și acum și punctual, dar în unele situații e foarte important să mergem în urmă, tocmai pentru că altfel perpetuăm niște lucruri care sunt disfuncționale și care, da, chiar dacă le atenuăm pe moment, e așa, ca și cum e un calmant dacă ți-ai rupt mâna, da? Nu o să te doară prea tare o vreme, dar după ce trece efectul, va apărea din nou durerea și nu se va vindeca așa cum trebuie. O persoană nevindecată poate să perpetueze abuzurile la care a fost supusă în copilărie asupra familiei? De exemplu, dați exemplu abuzul fizic, bătaia, de exemplu. Da, o persoană care a trecut prin abuz fizic, e posibil oarecum să perpetueze într-o anumită măsură asta în familia ei, să devină agresor. E posibil și să intre în relații în care e mai probabil să fie abuzat sau abuzată, da? Să caute același pattern, același mod de relaționare pentru că e atât de cunoscut. Sau e posibil să evite în totalitate relațiile, tocmai pentru că ceea ce a trăit i-a creat o neîncredere atât de mare încât îi e teamă să se mai apropie de ceilalți. Și tocmai de aceea, pentru a ne păstra inclusiv mintea la fel de relaxată și sănătoasă cum ne dorim să ne păstrăm corpurile, trebuie să venim la psihoterapeut. Am dreptate? Da, așa e. Pentru că foarte des neglijăm partea asta emoțională și foarte des e o componentă esențială în a avea o viață împlinită. Da? Ne concentrăm foarte mult pe sănătatea fizică, pe dezvoltarea profesională. E la fel de important, oarecum, să stăm din când în când, să ne oprim și să verificăm cum funcționăm, în ce măsură ne e bine, în ce măsură putem sta liniștiți noi cu noi înșine sau poate fugim tot timpul de spațiul acesta în care suntem noi cu gândurile noastre. Dacă vezi că ți-e greu să stai tu cu tine, dacă vezi că atunci când ești singur te năpădezi gândurile, dacă vezi că nu te mai bucuri de lucruri, dacă vezi că, nu știu, ca să stai liniștit trebuie să te amorțești cumva, să te joci pe calculator, să consumi alcool, să ai relații extraconjugale, să, da? E o problemă nerezolvată acolo și te-ar ajuta să ceri sprijin. Vă mulțumim foarte frumos pentru toate sfaturile și informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Cu mare drag! Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!